A fost această vară pentru Laura? A reușit să-și îndeplinească toate planurile? Cum s-a distrat în prima vacanță din străinătate cu fratele ei? S-a sfârșit vara. Ce planuri ați avut pentru această vară și câte din ele ați reușit să le îndepliniți? Pe toate. Am îndeplinit toate planurile. Știi de ce? Pentru că nu ne-am făcut niciun plan. Și atunci, absolut tot ce a venit a fost primit cu zâmbetul pe buze. Că a fost un zâmbet mai nervos sau nu, important e că s-a zâmbit, important e că s-au întâmplat lucruri frumoase, că avem amintiri, că despre asta e vorba. Știu că în această vară te-ai bucurat de o vacanță alături de fratele tău, fiind chiar prima cu el. Da. Ați avut parte și de peripeții în această vacanță? A fost o vacanță perfectă, n-au fost peripeții. E prima vacanță în străinătate cu fratele meu. Ne dorim de mult, mă bucur din toată inima că mă trezeam dimineața și știam exact că e acolo în camera lui și doarme și îmi plăcea să-l trezesc și dacă nu răspundea la ușă, mă duceam pe partea elaltă, pe la balcon, că el stătea la parter și mergeam pe partea elaltă și băteam acolo și făceam, uite așa, în conjurul camerei lui ca să-mi deschidă și să-i fac masaj la tălpi dimineața și să-l pup și să fiu fericită că suntem împreună și suntem sănătoși, slavă Domnului, și ne bucurăm de vacanță. Vrei vreodată în Bali? Da. Aș vrea o proprietate în Bali. Aș vrea acolo mai mult decât... Aș sta jumătate de an în Bali și jumătate în România. Banii pe care i-ai cheltuit acolo erau destinați pentru alte planuri pe care le aveați? Erau banii care se cheltuie, sunt destinați vieții și nevoilor pe care le are cineva ca mine, care sunt puțin diferite, că se spune o vorbă foarte tare. Ești cât de sărac sunt nevoile tale. Ești la fel de sărac așa cum sunt și nevoile tale, sau la fel de bogat cum sunt nevoile tale. Dacă tu îți dorești multe sau ai nevoie de multe chestii, e clar că nu o să ajungă niciodată. Dacă tu nu ai nevoie de multe chestii, poți să fii mai bogat decât cei mai bogați oameni. Contează foarte mult de câte chestii ai nevoie. Și în Bali la un moment dat nu mai aveam nevoie de nimic. Eram pe scooter, în șlapi și o rochițică de bumbac și nu mai conta nimic. Aveam toată natura și toată insula părea că e a noastră. Am trăit din muzică și din brandul meu de skincare. Și mă bucur că m-am dezvoltat înainte de pandemie. Gândește-te la Laura de acum 10 ani. Ce a câștigat în această decadă? Laura de acum 10 ani pășea timidă spre cariera ei solo, dar timidă nu înseamnă că nu era încrezătoare, că nu era curajoasă. Lansam fără el. Nota nu va mai fi la fel, fără mine și fără el. Mă întreb cum voi rezista, va fi cu altcineva. Avea succes Laura de acum 10 ani. Am pornit cu dreptul în industrie. Și mă bucur că am rezistat, că e cel mai greu, de fapt, să reziști. Să ai succes odată, de două ori, de trei ori, să ai 10 minute de muzică bună în repertoriu, nu e greu. Greu este să treci testul timpului și asta am reușit să fac datorită oamenilor care m-au iubit și m-au simțit și mi-au apreciat munca.